Dezvoluim acum ce se întâmplă cu viața amoroasă a lui Cătălin Scărlătescu. Mai precis, de ce este încă burlac la 48 de ani? Dezamăgirile sau pretențiile l-au făcut să nu-și găsească sufletul pereche? Celebrul șef face dezvăluiri în exclusivitate. Haideți să-l ascultăm. Cătălin Scărlătescu este poate una dintre cele mai discrete persoane publice de la noi atunci când vine vorba despre viața personală. Știe să gătească, este prezentabil, mai ales de când a scăpat de ceva kilograme în plus. Ei bine, ceva parcă nu se leagă în viața lui. Nu abordezi credincioasele. Nu ești tot pe ele. Știi genul ăsta de bărbați care intră în club și le sufocă? Nu, că eu nu sunt gen. Păi asta zic. Eu sunt un consumator cu mințel. Da, mă duc, mă așez pe bar frumos, liniștit. Da, ești un cavaler. De fiecare dată am fost și voi rămâne. Nu pot să... Știi cum e, când ești cald de curse, ești cald de curse. Nu, gloaba ajungi mai încolo. Deși are o meserie bănoasă și este celebru, încă nu și-a găsit aleasa. La cei 48 de ani a impresionat multe domnișoare și doamne la viața lui, însă relațiile sale, în general, s-au transformat în dezamăgiri. Cătălin Scărătescu are mai mult succes la femei decât am eu, nu la femei, la bărbați. Da, păi mai mult succes la femei decât am eu, la bărbați. Băi, știi de ce? Spune-ne, care este secretul? Chiar sunt curioasă. Cătălin a zis că nu acceptă ca femeia lui să gătească, pentru că o face el foarte bine. Și mi se pare normal, adică trebuie să fie... Eu vin de la muncă. Să găsești pe cineva peste tine, uite, nu din punct de vedere culinar. Ascultă, eu vin de la muncă, transpirat, obosit, după ce m-am mușcat. Și vin și în casă miroase a sarmale. Și vrei să o iei pe aia în brațe, să o pup și miroase a carne de porc. Am varză murată. Ești acasă. Deci nu mai vreau, gata.